trop de dreptate. Marius nu are nimic. Bun, nu-l suporți pe Marius, gata, Marius nu, e... nu are dreptate cu absolut nimic, că dacă am fost cu bun simț și nu i-am zis în față că nu te plac, ca să nu... nu pui mei, n-am cum să zic. Deci tu nu-l placi pe Marius? Din niciun punct de vedere, din niciun punct de vedere. Nici acum 3 săptămâni, nici acum 2 săptămâni? Niciodată, niciodată nu a făcut. Mai au fost pezi la bun început, voi chestia asta ați uitat-o? Nu, noi am bănuit că s-a întâmplat ceva între voi. Nu a fost cunoașterea cu ceva, nu a fost pezi pentru că nu-mi place. Păi bune, dă, adu sare. Hai că aduc. Vrei să nu curci cu zahărul. Dar ce are, mă, că ei să mai duci? Bă! Păi știi ce fac, frate? Îi duc ei porția mea și gen tot romantice, nu? Da. E ca și cum ceva ce nu ai mâncat tu, e tu zici. Mai pun? Da, da, da. Hop. Gata. Bă, când e de ajuns, mai poți un pic. Noi am bănuit că s-a întâmplat ceva între voi în afara emisiunii. Nu avem nimeni, nicio chestie, doar că voi, la un moment dat, asta ați lăsat de interpretat. Nu, asta lasă el de interpretat. Ok, asta lasă el. Tu ai spus pe conexiune la un moment dat că, Marius, ce faci? Noi acolo, noi de-aia am fost puși în capul tău, Aleyna, pentru că nu suntem niciunul copii. Poate părem uneori, ne mai jucăm pe aici, dar nu suntem niciunul copii. Și ai dat-o că, Marius, ce faci? Lasă că dacă joci tu, lasă că o să joc și eu până la capăt. Tu, ca și concurent, ce înțelege? Eu, Patrick, concurent, care îmi place să vorbesc, să-mi dau cu părere. Eu ce pot să înțeleg când voi o jucați așa? Dar voi ce înțelegeți când el tot zice și ele chestii din... Tu 3 zile cu acel, tu zici că are ceva. De ce nu zice acel ceva? Îl rog. Păi poate se gândește la tine. Cu ce se gândește la mine? Poate vrea să-ți facă un bine. Care-i binele? Bun, acum probabil e târziu. Dar poate a vrut să-ți facă un bine. Nu a vrut niciodată să-mi facă niciun bine. Tot ce a făcut a fost rău. Ești sigură de treaba asta? Da. Nu te gândești că poate și tu l-ai pus pe el într-o situație greșită aici? Cu ce? Că i-am zis mereu că nu-l plac? Hai să susținem fără probe. Eu vorbesc, nu știu, cred că producția verifică, nu verifică, nu avem nicio dovadă în sensul ăsta. Dar să zicem că tu i-ai transmis ceva în afară. Nu. Separat de asta. Nu i-ai transmis. Niciodată. Asta au vrut el să interpreteze. Voi nu știți. Nu știm, tocmai. Asta vrea el să interpreteze. Okay. Asta vrea el să dea de înțeles. Deci orice film are el sau orice povestește sau orice chestie... El s-o lua clamatit pe mână. Când m-am uitat la el... Voi nu înțelegi? Voi atâta chestiile astea? Când ce? Când l-ai atins-o de mână? Da, când l-am atins și au zis că l-am atins nu știu ce fel. Când mă uitam la el, când mă uitam nu știu, voi ați uitat chestiile astea care nu au fost adevărate? Am uitat, dar uite, și tu faci lumea. Și vă luați după el că zici niște lucruri acum, dar voi nu știți nimic. Aleyna, am permis să te iau în brațe. Da. Îți mulțumesc din suflet. Și fii liniștită, te rog, din suflet, nu are nimeni nimic cu tine, da? Să fii puternic, că și doar tu poți să faci lumină în toată situația asta. Nu, pentru că nu pot. Fă să poți. Pe cine chemi? De fapt, nu ai voie să... Rău să-mi dați. Ai dat cum ești. Oricum nu este o chemare cu intenții foarte... Nu? Nu. Cel mai bun pregătar. Ok! Poftiți, poftiți! Haideți la omletă! Omletă făcută de Cosmin. Ce Cosmin, mă, că tu ai pus acum mâna pe sfârșit? Nu contează, frate, are semnătura mea pe ea. Ia dă-te. Iată. Cu cine... ce ai făcut în camera roșie? Am jucat un ping-pong. Pentru 1000 de lei. Bei... Am făcut conexiune. Pentru 1000 de lei? A? Da. 1000 de lei și 5 lei în plus. I don't know. Bine, hai da. Hai. Dă și mie un bol din ăla. Bei pentru 1000 de lei asta. N-a fost Ștefan. Marius, Patrick a fost? Nu știu cine a fost. Dai ruși pe buze. Păi Ștefan a fost în casă, la el. Mi s-a părut că i-am auzit vocea lui Ștefan. Bă, a făcut omul. A făcut tonelul. Succes. Ce-i? Ești pus pe gânduri? Am avut o cameră roșie interesantă. Așa, cu 3 stări, 4 stări. Cum? 4? 3-4 stări, așa, deodată. Băi, și... nu știu, e nașpa. Mi-e milă, mă, știi? Mi-e milă de... mi-e milă de situațiile astea din casă, că nu sunt gândite. Au fost situații care nu au fost gândite și pare... gândite de către cine le-a creat, nu? Da. Pe aia zic. Da, și sunt multe limite, multe bariere pe care nu le pot înțelege, nu știu. Nu le pot înțelege. Doar cine le-a făcut poate să le scoată. N-ai ce să faci, tu sau eu sau altcineva. Bună, aș vrea să vină Giulia în camera roșie, te rog. Giulia! Cred că pe tine te cheamă Patrick. Sper că e Patrick. Ce-ai Marius? Mai, doamne, Bianca, dacă e Marius, îi zic să facem schimb, să te trimit pe tine. Că ești foc pe Marius. Nu sunt foc pe Marius. Mai zăpăcit cu Marius. Mirostești numele atunci? Păi i-am zis aici la masă că poate o să o cheme pe ea. Așa cum i-am zis că poate. Ce? De ce vrei să o cheme Marius? Exact. Păi nu știu, mă gândesc el pe cine cheamă, nu? Poate pe tine. Ei. Pe mine n-are. De ce să mă cheme? Mai știi. Bună! Bună, Giulia! Te așteptai? Da, bate-mi palma că nu mă simt bine. E ok. Te așteptai la această cameră roșie? Păi da, că ieri ai zis că vrei să discuți cu mine. Așa? Deci chiar te așteptai, nu? Da. De ce crezi că te-am chemat? Doar pentru ca să discutăm sau să te cunosc mai bine sau... nu știu, tu știi. Intenții? Nu, chiar vreau să vorbesc cu tine pentru că nu prea am apucat să vorbim prea multe de când sunt aici, să te cunosc mai bine, să văd cum ești tu ca persoană. Adică oarecum am văzut cum ești ca persoană, dar na. Spune-mi, nu știu, când a fost ultima ta relație, cât a durat ultima ta relație, așa fără presiune ca între prieteni, pentru că na. Bun. Am avut o singură relație serioasă, care a fost de 4 ani. S-a terminat, nu mai știu să zic, dar acum foarte mulți ani. Cred că în 2018, ceva de genul. De atunci nu am mai avut relații serioase sau nu neapărat serioase, cât de lungă durată. Și cam atât. Da. Și, nu știu, de când ești aici, în Casa Iubirii, ai avut cunoașteri sau, mă rog... în afară de Robi, ai avut ceva mai serios sau niciodată n-ai avut ceva serios pe aici? Nu, n-am avut o cunoaștere de când sunt în Casa Iubirii. Am interacționat cu Cosmin. Așa, ok. Așa, asta în sezonul trecut și ulterior cu Robi la începutul sezonului și atât. E camera care m-a lăsat pe gânduri, bă. Gânduri de care? Nu am roase. Fii atent. Nu, dăm pagina. Am rămas așa pe gânduri, nu știu. Când faci ce simți... Păi da, dar ce fel de gânduri? Oricum știu cu cine ai fost, da? Gânduri mai întunecate, așa. Deja bine? Părere de rău și sfaturi și chestii și nu știu. Nu pot să dau mai multe lucruri. Când faci ce simți și după nu spui ce simți, atunci e... ajungi să fii așa. Da. Tu crezi că eu am fost cu X-ul de asta? Habar n-am, nu știu. Zic de oricine, și eu dacă fac ceva ce simt și după vin și spun altceva, e normal să e greu, să nu fie ok. Nu neapărat cu mine, cu toată situația. Și tu și Larisa sunteți amândouă cu scutul ridicat, nu știu, parcă ați trecut prin niște chestii foarte... Fiecare cred că a trecut. Vrei să-mi spui că tu n-ai suferit niciodată din dragoste? Am suferit din dragoste, dar uite-te, eu nu știu, oarecum mi-am spus și ei chestia asta. Eu sunt deschis și sunt pregătit prin, nu știu... Pentru oricine. Nu contează că vine nu am spus cea asta. Mai... Nu am spus asta. Sunt pregătit să nu știu, nu cred că am a oferi este cuvântul pe care îl caut neapărat, dar sunt pregătit și să pierd în dragoste oarecum, că dacă nu ești pregătit să pierzi așa, atunci dacă nu riști, nu prea câștigi, știi? Păi bun, ideea este că trebuie să simți că ai pentru ce să te riști, dacă nu simți că ai pentru ce să te riști. Da, dar la început așa, na, nu știu cât poți să simți, cât ai putea să simți. E vorba de dorință. Dacă eu nu am dorință, o să te dau exemplu acum pe tine, că suntem noi de aici. Dacă eu nu am dorință și nu simt dorința față de tine în așa fel încât eu să mă deschid în fața ta... Da. Așa este, nu te poți deschide în fața oricui și până la urmă. Dar totodată trebuie să ne gândim și la ce a spus doamna Andreea, că suntem la Casa Iubirii.